oameni care au fost. Bunicul meu s-a născut în țara Zărandului, pe meleagurile lui Ioan Slavici, nu departe de munții Apuseni. Rămas orfan de ambii părinți, la numai 12 ani, Gheorghe Neamțu a trăit mereu cu obsesia hărniciei și a depășirii de sine. Era singura soluție pentru a reuși. A făcut școala de cântăreți la Caransebeș, de cântăreți bisericești, și s-a întors acasă pentru a fi agricultor. Numai că atunci au venit și comuniștii. Cultul muncii l-a făcut fruntaș în sat, deși pornise fără nicio moștenire. Se trezea la 5 dimineața, când cântau cocoșii, și se culca seara târziu. Punea hamul pe cai proaspăt țesălați și mergea în căutare de mușterii la Pâncota, la Dud, ori la Tauți. În tinerețe trăise experiența suferinței și a nedreptăților și a umilințelor de tot soiul. Când au venit comuniștii, l-au lăsat fără pământ, fără grapă și fără plug. Nu-i putea deci suferi. Disprețuia hoții, activiștii, ori trâncănitorii. S-a luptat mereu cu neputința oamenilor și cu răutatea vremurilor. În casa frumos stencuită de la stradă, găseam pe masă o Biblie cu un scris mărunțit și foi șifonate de lectura intensă. În gospodărie nu se auzeau nici înjurături, nici vorbe spurcate. Bunicul uda cu regularitate florile, crinii, mi-amintesc și acum, și mătura trotuarul pe unde treceau sătenii. O atmosferă de austeritate și civilitate domina conversațiile noastre despre politică, despre agricultură, despre religie și chiar și despre bani. Ca milioane de alți români, bunicul credea că într-un târziu vor veni americanii. I-a așteptat o viață întreagă. De altfel, a fost unul dintre cei care i-a admirat pe Henry Ford, industriașul din Michigan, sau pe Ronald Reagan, președintele vizionar. Cânta la vioară și se ruga în șoaptă înainte de masă. Seara, după cină, ascultam împreună 2 sau 3 emisiuni la radio. Ne amuzam de glumele unui Mircea Crișan la Vocea Americii sau de emisiunile făcute cu atâta har de Nicolae Constantin Munteanu la Radio Europa Liberă. Însoțit de nepoți, Gheorghe Neamțu mergea duminică de duminică la Sfânta Liturghie. Acolo am învățat să citesc Apostolul. Fusese 10 de ani cantor și dirijorul unui superb cor bărbătesc, peste 100 de oameni. Își dregea vocea cu miere crudă și când avea puțin răgaz, juca o partidă de șah cu noi, cei mai tineri. Avea o soră penticostală, rămasă văduvă în timpul războiului, și o soție baptistă, bunica Ana, care asculta de zor predicile lui Iosif Zorn. În biblioteca acestui țăran, Gheorghe Neamțu, am descoperit sute de pagini luminoase scrise de Vasile cel Mare, o carte despre facerea lumii, cărțile lui Origen, inclusiv polemica cu Celsus, cărțile lui Clement Alexandrinu, toate din colecția părinți și scriitori bisericești. Și a iubit holdele și gospodăria pe care n-a putut să o refacă decât după căderea regimului Ceaușescu. Credea deci în lucruri așezate, în odihnă și în ritual. A îmbătrânit cu mâinile aproape de pământ și cu privirea aruncată spre cer. Mi-e dor de bunicul meu. Acest video este gratuit numai prin generozitatea dumneavoastră. Fă acum o donație recurentă la adresa patreon.com/neamțu sau comandă ultima carte a autorului de pe site-ul povaralibertății.ro pentru o Românie deșteaptă. Vă mulțumim!